Bună seara și bine ne-am reîntâlnit. Sunt împreună cu Mădălin Bratu, terapeut. Bună seara, Mădălin, și bine ai revenit. Bună seara, Dimitrie. Cum spuneam, e o mare onoare să fiu invitatul tău. Mă bucur să fiu din nou lângă tine. În seara aceasta ne-am propus să dezbatem un subiect important în procesul de reechilibrare și vindecare al sufletelor, dar și al trupurilor noastre. Este vorba de vindecarea emoțională, vindecare care implică un proces de conștientizare, armonizare și implementare a unor trăiri, reformulări de informații, concepte care și-au găsit sălașul în structura noastră. Și acum, împreună cu Mădălin, o să vă prezentăm mai multe tehnici prin care putem să rezolvăm aceste aspecte mai puțin plăcute din interiorul nostru, care ne-au dat probabil bătăi de cap o perioadă, să le conștientizăm și în același timp să le eliminăm. Te rog, spune-mi, cum ai simțit tu, de unde ți-a venit această idee de a simți și de a-ți concentra atenția pe vindecarea emoțională? Este foarte importantă vindecarea emoțională, pentru că noi, ca ființe raționale, practic rațiunea traduce emoția. Și este... Mi-amintesc, ca să-ți răspund, mi-amintesc că eram la... nu mai știu, cred că în anul 2 la psihologie, când unul din colegi îmi spune: dar tu vorbești prea mult despre suflet. Noi suntem psihologi. Și i-am amintit că psihe înseamnă suflet. Sufletul este cel care se manifestă firesc în viața noastră sub multe aspecte, inclusiv cel rațional, sub aspect rațional. Bineînțeles, nefiind doar asta. În esență, rațiunea nu face altceva decât să traducă emoții. Traduce emoții plecând de la aspectul dual, simplu, adevăr, fals, bine, rău și mai ales pozitiv, negativ. Emoțiile noastre au cele două aspecte de bază. Doi poli. Pozitiv, negativ. Și atunci, practic, terapia are la bază, din punctul meu de vedere, sau să zic așa, este esențial. Că m-ai întrebat de unde vindecarea emoțională. Vindecarea emoțională este foarte importantă, pentru că dacă corpul nostru emoțional este în armonie, orice aspect familial, social, este legat de relaționarea individului cu el însuși, dar la nivelul ăsta de corp emoțional. Și se declanșează prin legea atracției acest fenomen. Exact. Practic îți vindeci corpul emoțional, îl aduci într-o stare de vindecare, de armonie și observi că lucrurile și în viața ta de zi cu zi, și în familie, dar și în societatea din care faci parte, s-au transformat. Cu alte cuvinte, intrând într-o stare de armonie cu noi înșine, corpul emoțional fiind lipsit de răni, dacă se poate. Ăsta e idealul spre care tindem. Sigur că da, ni se rezolvă multe aspecte din viața de zi cu zi, începând de la cele apropiate, familiale, până la cele de ordin social. Perspectiva din care privim lucrurile generează însăși propria noastră viață. Avem viziunea pesimistului și a optimistului, da? Da. De aici pornim. Practic, cum vrei să vezi viața, cum vrei să te raportezi la ea, decizia pe care o iei, ești liber să iei orice decizie dorești, dar acea decizie îți creează deja șansa de a te echilibra sau, din contră, de a rămâne în stadiul în care ești. Foarte interesant ce spui tu. Am spus-o mai multor oameni de-a lungul timpului și unii mi-au zis, m-au corectat și mi-au spus așa: nu ține de cum vrei și cum poți, că uite, nu pot. Și asta ar fi un prim exercițiu pe care putem face cu noi. Da, chiar să conștientizăm că noi avem tendința de multe ori să credem că nu putem prea multe. Pleacă și probabil că se reduce cam totul la convingerea pe care o avem despre noi, la convingerea pe care o avem despre viață.
acea convingere pe care o avem despre noi și despre ce putem, ne limitează din start, din punct de vedere psihologic. Aceste limitări de unde provin? Ele sunt, limita este o normalitate în noi folosim limite ca limbaj rațional. Nu ai cum, în momentul în care n-am mai avea nicio limită, rațional n-am mai avea necesitatea de comunicare. Limbajul rațional are la bază limita. Deci e în regulă să acceptăm limita, dar când este exagerată și când limitele sunt impuse violent, mult, prea multe, atunci în viața noastră apare nevoia de terapeutizare. Limitele vin din convingeri. Limitele sunt convingerile noastre. Dacă înveți un copil mic să nu se limiteze la... Spunea cineva, de fapt am auzit și după aceea s-au făcut exerciții cu magnetul. Copiii care au fost învățați să miște puterea minții obiectele când tatăl le arăta că se poate cu un magnet pe dedesubt. Da? Și apoi s-a reluat. Exercițiul a fost reluat. Până la vârsta de 12 ani, mai ales, când creierul este în burete și convingerile atunci se formează foarte, foarte ușor, poți învăța pe cineva altceva decât tu ai știut și el, la el să se manifeste, iar tu încă să nu poți. Deci tatăl care îl învață pe copil că cu puterea minții mișcă magnetul, bine, cu puterea minții că știe ce face magnetul, dar nu-i mai explici asta copilului. Nu explici. Și s-a făcut asta experiment. E miracolul și placebo. Miracolul că și nu placebo. Stai să explici celui detaliu. Care... Detaliu. Dar că totul face mintea. Și știința e un aspect mental, da? Deci cu știința faci magie și poți să fii un mare magician. Faci cu puterea minții, dar e relativ, pentru că această putere a minții avem mult de vorbit despre ea. Bun. Să mă întorc la ideea de la care exercițiu. Un exercițiu foarte important, cred, este acela de simplu, prin care noi să realizăm care ne sunt convingerile. Și mai ales, și vom da mai multe exemple. Practic, majoritatea exercițiilor pe care le fac au la bază conștientizarea. O stare în care intrăm și ajungem și reușim să conștientizăm. Apoi sunt și exerciții fizice utile, dacă, în funcție de aspectele prin care vom survola în seara aceasta, ne vom aminti diferite exerciții. Mă întorc la asta. În momentul în care, spre exemplu, ești în situația în care urmează să te întâlnești pentru un interviu cu cineva și simți emoții, da? Bineînțeles că emoțiile, fiind legate de planul, de tot ce avem arhivat subconștient, sunt generate spontan, nu ai ce să controlezi înainte de a fi generate. Ele sunt generate, apoi tu le conștientizezi. Și există un exercițiu care ne poate ajuta să conștientizăm mai întâi. Dar în momentul în care conștientizăm la nivelul acesta, se produce și modificarea emoțională. Deci, practic, ajungem să și controlăm. Fără mari eforturi, poate reuși sau nu din prima. Exercițiul constă în a vizualiza situația înainte de a acționa. Spre exemplu, te duci la interviu, cum spuneam, și în momentul în care ai gândit că te duci la interviu, simți un gol în stomac. Un gol în stomac. Da? Acel gol în stomac îți atrage atenția că tu ai o convingere negativă, să-i spun. Da? Pentru că golul este senzația de lipsă. Propunerea mea și propunerea exercițiului implică să nu te duci cu golul în stomac. Să-ți permiți o clipă în care respiri. Da? O clipă în care respiri. Și îți observi golul. Observi golul. Inspiri și observi acel gol care, în momentul în care noi observăm, trebuie să specific asta. Acolo unde ne este atenția, ne este concentrată energia. Și nu poți observa nimic care să fie gol, să mai rămână gol. Pentru că cineva ar putea zice, dacă dai atenție, deci nu dai atenție la modul formal, ci pur și simplu, în tine, golul era ceva ce tu simțeai. Deci ceva ce există. Ceea ce se întâmplă este o convertire energetică, specifică asta. Pentru că nu este vorba de atenția pe care o dai unei frici și ea se amplifică,
ci este vorba de o convertire energetică care se produce în momentul în care tu deja ai conștientizat că nu ești obligat în clipa aia să faci acel ceva, dacă ți-ai permis să-ți dedici și câteva secunde. Uneori suntem atât de stresați, putem fi, nu suntem, dar putem fi atât de stresați încât trăim cu o convingere puternică că nu avem timp nici măcar să, nici măcar să respirăm. Și atunci, bineînțeles că afectarea este mai mare, ca o mașină care deja a intrat în șanț. Energia necesară să o scoți din șanț este mai mare, dar dacă nu ajungem în stadiul acela, acest exercițiu este foarte util. Acelea sunt cazuri severe. Ne imaginăm, deci, că nu am ajuns în stadiul acela în care nu avem timp nici măcar 2 minute să ni le dedicăm. Și atunci exercițiul este util. Deci ne permitem aceste 2 minute în care noi observăm starea aceea de gol. Cum spuneam, orice emoție are la bază o convingere. Este susținută de o convingere. Dacă nu, ea dispare când o observi. Deci există posibilitatea să, prin rezonanță, să simți o emoție empatic și ea să nu aibă convingere la bază. Atunci dispare pur și simplu când inspiri, o observi și în câmpurile tale aurice, acolo unde ți este atenția se distribuie firesc energie, dacă a fost doar empatic primit efectul de gol, atunci dispare. Nu mai ajungi să-ți dai seama care e convingerea. Dar dacă continui să respiri și vezi că persistă golul, imediat după o inspirație, o expirație, fără niciun efort, tu știi de ce simți ceea ce simți. Ai identificat cauza. Ai identificat cauza. Da? Este oarecum simplu. Cu cât cauzi mai mult să fie complicat, de multe ori nu reușești. E pus eticheta, simt golul pentru că știu că am emoții, nu? Exact, exact. Exact. Dar de fapt, tu în momentul în care observi golul, ești deja în acea emoție și ești în acel tipar, în acea informație, care de fapt e o convingere. Bineînțeles că este recomandat să stăm pe inspirație cu ochii închiși și să fim acolo, să avem acea stare de prezență în acel gol. De obicei, se întâmplă să sau dacă devin un obicei, se întâmplă să treacă mai repede. Cred că e mai corect să spun așa. Dacă devin un obicei acest exercițiu, se va întâmpla să treacă din ce în ce mai repede efectul de gol sau de durere sau de angoasă. Dar la început poate să dureze până când noi realizăm cauza, mai bine zis convingerea, care duce la cuplarea energetică. E ca și cum ceva se bagă în priză, calculatorul a fost băgat în priză și când se deschide pe desktop, iese programul. Desktopul fiind partea conștientă din noi. Restul, unitatea centrală, subconștient, emoții, sunt toate acolo, dar în momentul în care noi inspirăm într-o stare de atenție pe care ne-o dăm nouă înșine, în care noi suntem cu noi și nimic în afara noastră, pe desktop, deci sub aspect rațional, noi conștientizăm de ce am simțit acel gol, pentru că suntem în acel gol și știm ce îl alimentează. Cu alte cuvinte, s-ar putea să ne apară o imagine în care retrăim o secvență. Este doar o secvență din multele secvențe pe care le-am trăit pe același tipar. Putem face exercițiu și când vorbesc, practic. Ne închipuim un moment în care noi știm că, repetat, ni se întâmplă să avem emoții. Și în felul ăsta, iată, ne putem vindeca de o emoție. Pe ecranul minții noastre, da, poate apărea o secvență oricare. Repet, este o singură secvență, este doar o experiență care are la bază un tipar. O frică, o rușine și, în final, o convingere. Convingerea că nu e bine să. Convingerea că tu nu ești suficient de vrednic. Convingerea că nu ești suficient de bun, mai ales dacă ne întoarcem la interviu. Recomandarea pe care o fac și recomandarea mea este nu intrăm la interviu negând sau cu golul în stomac, ci este mult mai eficient să conștientizăm că aceea este energie. Emoțiile sunt energie. Ele se pot converti din negativ în pozitiv dacă le dăm atenție. Ni le asumăm. Conștientizăm că la bază era un tipar, o convingere negativă în cazul ăsta, pentru că am simțit-o negativă. Dacă și înțelegem aspectul ăsta, și mai repede se convertesc energiile. Adică ajungem să înțelegem că totul lucrează spre binele celor ce iubesc, spre exemplu. E un algoritm, o formulă
pe care noi putem apoi să ne construim multe alte convingeri. Bun. Tot ce noi simțim devine realitate. Devine realitatea noastră, ne condiționează. Reușind în această stare să ne imaginăm și să ne simțim, foarte important, mai mult decât, nici nu știu dacă mai mult sau mai puțin, dar în aceeași măsură important ce imaginăm să simțim. Simțim cum intrăm în acea zonă, în cazul nostru, la interviu. Simțim cum avem un contact cu ființe, unele la care ne așteptam, alte poate că nu ne așteptam, poate că nici nu-i cunoșteam fața celui cu care urmează să intrăm în contact. Și atunci pot interveni alte convingeri. Frica de necunoscut. Că poate tocmai de-aia era golul. Posibilitățile sunt multiple. Nu am cum să trec prin toate posibilitățile, că aș vorbi o oră doar despre exemplul ăsta. Să zicem că a mai apărut în timpul exercițiului și frica de necunoscut. Și realizez că una din cauze era aceasta. Că nu știu cum va arăta. Și am o teamă de impactul brusc cu imagine. Simt. Dacă reușesc să simt că e tot în regulă, bineînțeles că exercițiul a ajuns la capăt, las să se instaleze această stare și apoi acționez. Dacă nu reușesc să simt, continui să aprofundez imaginea în care intenționez să mă manifest. Eu ce intenționez este să mă duc la interviu și să mă simt acceptat. Ei, această simțire, acest feeling de acceptare, noi îl putem accesa intrând în rezonanță cu el. Efectiv, legea rezonanței ne permite asta. E de ajuns să ne dăm voie să experimentăm. Deci, câteva clipe înainte, intrăm în rezonanță cu starea de acceptare. Deja corpul începe să se simtă mai bine. Stăpân pe el. Se relaxează, da. Apropo de efectul placebo, păi efectul placebo este la baza vindecărilor. Nu este de neglijat, că cineva spunea, păi este efect placebo. Și? Ți se pare că e un lucru așa de mărunt și efectul neimportant? Efectul placebo este o extraordinară descoperire științifică. Exact. În care noi ne dăm seama că da, așa este. Ba mai mult îmi place să spun că viața este întotdeauna de acord cu tine. Deci, da. Efectul placebo practic confirmă faptul că viața este întotdeauna de acord cu tine la nivelul acela intim în care tu îți creezi realitatea. Da, unii sunt dezamăgiți că spun, am identificat despre ce este vorba, este efectul placebo, dar ignoră, au tendința de a ignora, însă și rezultatul obținut prin placebo. Și ce dacă a fost placebo și n-a fost, nu știu, poate ce așteptări aveai tu sau exact ce minuni din astea extraordinare. Exact acest și ce dacă ne face, de fapt, să aruncăm la gunoi cu superficialitate exact. Un efect natural al legii rezonanței. Exact. Care, de fapt, ne învață să ne ghidăm în lume, în cosmos, sănătoși. Exact ca și în cazul meditațiilor, atunci când percepi anumite mesaje prin sinele superior, mulți se întreabă, au fi fost sinele superior sau am rezonat cu altă entitate dintr-o dimensiune superioară? Și sunt dezamăgiți că dacă mesajul vine prin sinele superior, tot același Iisus, lucru, a fost doar el, știi? Iisus Hristos era întrebat la un dat de ucenici, cum vezi recunoaște pe cei buni de cei răi? Și a răspuns foarte simplu, prin fructele lor. Pomul rău nu poate să facă poame bune. Deci dacă gândurile tale sunt în rezonanță cu tine și ești împăcat cu ce simți, ești împăcat cu ce gândești, vei fi împăcat și cu acțiunile tale, unde să mai aibă loc dubiu? Ei, dubiu mai are loc pentru că teoretic e simplu. Teoretic s-ar reduce totul la asta și n-am mai aruncat la gunoi nici măcar rezultatele pozitive obținute, pozitive, știi? Prin efectul placebo, spre exemplu, sau prin conexiunea cu sinele superior. Dacă tu știi că în viața de zi cu zi, nu știu, ai 1000 de vicii și îți vine un gând prin care tu renunți la unul din aceste vicii, îți mai pui întrebarea dacă e de la sinele superior sau inferior, doar în felul ăsta putem avea o scară valorică în relația dintre vicii și virtuțile din viața noastră, până la urmă. Da. Și mă întorc la răspunsul lui Iisus, care spunea după roadele lui. Deci fiecare gând în noi generează anumite fructe. Fiecare gând ne face să ne conectăm la o anumită realitate. Și acea realitate este fructul gândului. Este fructul intenției.
Noi decidem dacă e bună sau rea pentru noi. Și dacă este un fruct rău, bineînțeles că avem posibilitatea să nu mai rezonăm. Să nu mai intrăm în rezonanță. Iar ne întoarcem la convingeri. Pentru că, asta spuneam, totuși în noi sunt arhivate foarte multe convingeri care sunt programe de autodistrugere. Oamenii au început să trăiască pe pământ din ce în ce mai puțin, datorită convingerilor distructive din ce în ce mai multe. E vorba de convingeri de autodistrugere. Trăiau 900 de ani, Metusalah și alții de prin vremea aceea și au ajuns să trăiască nici 90. Din punctul meu de vedere, baza este asta. Convingerile. Și atunci avem atât de multe arhive, inclusiv faptul că trebuie să murim. Este o convingere, una dintre cele mai puternic înrădăcinate. Noi știm, avem dubii că focul este plasmă sau nu e plasmă, avem dubii că apa este sau nu este într-un fel, dar faptul că trebuie să murim este, cred că, una dintre convingerile... O certitudine! E adevărat? Iată poți cât... să ajungi la varianta de nemurire. Deși, până și știința astăzi ne învață că am putea ajunge la, la nemurire... În corp biologic mă refer. Da, da. Totuși recunoaștem că iată o convingere foarte profund arhivată că suntem datori cu moarte. Da, și... Nu spunem așa că suntem datori cu moarte. Sentimentul acesta de datorie e o tensiune care se cumulează. Dar convingerea însă și a procesului de moarte te face să generezi realitatea. Credința ta e cea care generează realitatea. Bun. Deci acesta ar fi un prim exercițiu, cel de vizualizare. Practic toate exercițiile pe care le propun, în marea lor majoritate, se bazează pe vizualizare, unit apoi cu exerciții fizice. Exerciții de postură. În momentul în care, spre exemplu, nu suntem în starea optimă, nu suntem în starea optimă în care să intrăm într-o liniște și acolo să generăm o rezonanță pozitivă. Este momentul în care am putea folosi un exercițiu de intrare în rezonanță prin atitudine corporală. Cum? Haide să dăm același exemplu cu, nu știu, te întâlnești cu cineva și ai emoții. Da. Te întâlnești cu cineva și ai emoții și nu simți că ți-e compatibil exercițiul de mai devreme, în care tu te interiorizezi și intri, îți conștientizezi emoția, golul și apoi îți dai seama că este energie, zâmbești, devine conștientă. Nu. Mergi pe stradă, nu poți să faci asta. Îți observi poziția corporală. Observi că stai deja gârbovit, pentru că întotdeauna stai gârbovit într-o stare de rezonanță cu niște emoții autodistructive, în care tu nu. Și ai un complex de inferioritate. De obicei ai un complex de inferioritate. Și nu ai suficient autostimă. Etc., etc. N-ai simțul proprii valori. N-ai simțul proprii valori. Exact. Și atunci, primul pas ar fi să-ți observi poziția corporală. Deci, invers. Este efectul invers. Dar e tot legea rezonanței care funcționează implacabil și impecabil. În momentul în care tu observi că stai gârbovit, poți să zâmbești. Bineînțeles, condiția este să te iubești măcar puțin. Măcar puțin, pentru că dacă... Și autoironia, știi? Și autoironia. Dacă poți să o duci. Pentru că dacă tu te vezi gârbovit și începi să te flagelezi și mai tare să te biciuiești, n-ai făcut nimic. Ai nevoie de un alt exercițiu să-ți vindece acest aspect emoțional, de rană emoțională. Haideți să ne imaginăm, deci suntem acum, mergem pe stradă și conștientizăm că suntem gârboviți. Cred că majoritatea dintre cei care ne ascultă au trăit experiența măcar o dată în viață în care să simte că au probleme și să meargă aplecați, pentru că nici ne mai dăm seama că mergem gârboviți la un moment dat. Ne propunem acum să ne îndreptăm, dar și asta putem să o facem oricând și acum. Pentru că oricât am fi de maestri spirituali și tot ne gârbovim. Exact. Da? E tendința de a-ți asuma acel tipar de salvator pe care toți îl manifestăm într-o manieră. Și cartul niște poveri în spate. Cartul niște griji acolo. Uh-huh. Atunci exercițiul ăsta, natură fizică, să zic așa, sau de a da atenție corpului, posturii corporale. Care implică și fizicul acesta. Implică toate structurile, că ele sunt legate întotdeauna. Este foarte eficient. Tu te vezi și
ne ducem acum în emoțional, că asta vreau să fac. Îți urmărește postura corporală și intri în rezonanță cu starea ta emoțională. Și observi că da, tu erai setat, irațional, că nu stai neapărat să te gândești, dar erai setat la o convingere care rula. În subconștient, acolo, în background-ul tău, rula o convingere că trebuie să, pentru că nu. Sunt explicații raționale. Deci bine, orice ar fi, mă îndrept. Și ce întâmpinăm prima dată sunt blocajele emoționale. Asta vreau să punctez. Și acum, dacă căutăm să ne îndreptăm, ne observăm blocajele emoționale. Întotdeauna sunt acele mici sau mari blocaje emoționale. Au rolul lor. Primul pas este să le observăm. Pentru că altfel devine, dacă nu ne dăm nici cea mai mică atenție și nu ne iubim deloc. Ajungem cu mașina în șanț până la urmă. În felul ăsta, dând atenție, noi știm că mașina noastră poate să fie mai gârbovită, mai nouă, mai puțin lustruită astăzi. Dar dacă îi dăm atenție, reușim să o aducem într-o stare de bine în final. Dacă nu, putem să intrăm cu ea în șanță, atunci e prea târziu. Deci ideea nu este să intrăm sub stresul perfecțiunii la un moment dat, ci doar să ne dăm atenție. Din când în când, iată, stau drept, nu stau drept. Stau mai drept. Asta e un exercițiu fizic de asta. Stau puțin mai drept și vedem ce blocaje emoționale avem. Și acolo apar stări de rușine, stări de frică. Nu mă duc foarte mult în corpul mental. Vreau să rămânem la partea emoțională. Ia această parte emoțională, adică acest corp emoțional, bineînțeles că este în relație cu corpul mental și cu corpul fizic. Dar este liantul. Face legătura. Și în momentul în care tu observi și conștientizezi, nu mai trebuie atât de mult efort. Practic, se întâmplă totul fără un efort rațional clar. Vreau să vorbim despre această conștientizare a emoțiilor și după o scurtă pauză. Vorbim despre vindecarea emoțională împreună cu Mădălin Bratu și aș vrea să mergem pe un caz concret. Să spunem, deja la nivelul corpului fizic s-a declanșat un dezechilibru, o boală. Omul începe să-și pună întrebări. Primul lucru, se duce clar la medic, identifică, este diagnosticat, îi se prescrie o anumită variantă de tratament, dar omul își pune întrebarea, doamne, dar la nivel spiritual, cum pot eu să identific că cu siguranță e ceva ce a generat această boală? Breșele care se creează în dezechilibre vin traversând spiritualul, emoționalul, mentalul, până când ajung la fizic. Deci, practic, la fizic știm cu toții că este al 12-lea ceas în care sună clopoțelul și omul începe să se mobilizeze, stai că e ceva undeva, un tipar, la nivel de informație în structura mea, care este defectuos, care funcționează eronat. Cum aș putea să repar și să identific această cauză, să găsesc, de fapt, punctul care a generat acel dezechilibru? De unde plec? Bun, am boala, iau măsurile necesare, pentru că aici este foarte important de precizat, nu stai să mergi doar pe o identificare cauzală a emoției, da? Ci parcurgi toate etapele și pe toate corpurile lucrezi simultan. Eu așa prefer să merg. Adică dacă ai o rană, te duci și o oblojești la nivel fizic și pe urmă începi să vezi, să descoperi ce a generat. Pe ansamblu, sigur. Exact. Sigur. Foarte interesant. Bună întrebare. Adică, practic, dacă răspund la întrebarea asta, e chintesență. Păi, chintesența emisiunii, da. Da. Cum face un om? În cazul ăsta, poate fi un om care deja e în suferință și își pune întrebarea cum fac să ating mai repede, practic, acum, dacă se poate, acele
acele cauze. Vreau să prezint cum văd eu că suntem construiți și cum privesc inclusiv planul spiritual, dar mai ales vindecarea emoțională. Deci, și să-ți răspund foarte punctual, sper, la întrebare. Deci avem corpul fizic, care se manifestă așa cum știm multe despre corpul fizic. Bine. Corpul fizic este aidoma foarte asemănător unui burete. Corpul fizic este ca un burete care este străbătut de curenți, de informație, de curenți energetici. Din ce în ce mai fini, din punct de vedere al structurii, sunt structurați pe niveluri din ce în ce mai fine. Și se numesc structuri noiesice în România, noietice prin afară, de la neos cunoaștere. Aceste structuri noi le putem privi ca un tot unitar și numim sufletul. Și atunci spunem că suntem trup și suflet. Între trup și suflet, în simbioza dintre trup și suflet, se naște o structură intermediară numită bios sau structura biosică, așa cum a numit-o biologul doctorul Eugen Makovsky și a și scris teoria biostructurală a materiei, în care vorbește despre această primă structură inteligentă după cea fizică, structura biosică, care, spuneam, ea oglindește relația dintre structurile numite noiesice sau suflet și acest burete, cum l-am numit, corp fizic. Nu întâmplător îi spun burete, pentru că dacă îl vedem ca și cum ar fi de o densitate extraordinară și punctul prin care nu se trece, corpul ar fi punctul ultim al existenței. De o duritate. De o duritate foarte mare. Noi privim foarte iluzoriu. Pentru că nu este așa. Corpul fără spirit, fără suflet, devine flască. Se face una cu restul, cu pământul. Puterea energetică a corpului nostru fizic este, de fapt, o putere de natură profund spirituală. Iar această profunzime spirituală este cea care se structurează și dă putere corpului fizic, acestui burete. De asta l-am numit burete. Ne ajută mai mult să conștientizăm că atunci când ne este rău, când suntem în suferință, corpul nostru, de fapt, pierde din vlagă, cum îi spune. Vlagă e acea flacără. Uh-huh. Pierde, de fapt, bioplasma, acest foc subtil. Și în momentul în care pierdem acest foc, de fapt, pierdem din structurile sufletului nostru. Mă întorc. Și după aia reluăm, dacă este să aprofundăm nivelurile acestea. Spuneam că intersecția aceasta dintre buretele numit corp fizic și ceea ce numim suflet, structurile acestea ale sufletului, care au și aspect de tipar și aspect de energie și acolo, până la un nivel. Formează structura intermediară numită BIOS. BIOS, avem în limbaj informatic, astăzi este foarte actual conceptul de BIOS, este tot ce înseamnă logică rațională, logică bazată pe un adevăr și un fals. În momentul în care afirmi sau negi ceva, tu structurezi spațiul în care negi sau afirmi. Intra psihic în final, pentru că la început noi privim exterior, tot ce este formă devine informă, tot ce este formal devine informal. Și uite, așa ne structurăm noi la nivel de bios informatic interior. Adică, acolo noi putem cunoaște programele noastre, care sunt intersecția. Că m-ai întrebat cum facem să ajungem la cauză și la conștientizarea ei. Noi dialogăm prin această structură biosică, acest bios. Această structură, de fapt, face legătura. Și pentru mine, relația cu această structură este relația cu inima, cu ce simțim, cu sentimentele noastre. De asta mi-a plăcut foarte mult întrebarea, pentru că ne duce și este, pentru mine, chintesența temei legate de vindecare emoțională. Deci, vindecarea emoțională este strâns legată de convingerea conform căruia ceva este adevărat și ceva este fals, ceva este bine și ceva este rău. Deci binele și rău în vindecarea emoțională este foarte important. Noi avem convingeri profunde
Legat deci aici de... dualitatea este bună, din perspectiva asta. Dualitatea este, este cea care susține, de fapt, baza în corpul nostru emoțional, corpul nostru emoțional, să spun așa, învăluie convingeri pe care noi nu le putem traduce decât dual. Cu alte cuvinte, tot ce spunem deja prin cuvânt este, poate fi negat. Adevărul tău poate fi negat. Adevărul meu poate fi negat. Dar noi, la nivel fizic, suntem deja dualizați, fiind ființe sexuate. Noi avem deja sexe diferite. Deci ăsta e ultimul nivel. Nivelul fizic, fiind un nivel dualizat, el nu se poate vindeca fără acceptarea dualității. Și atunci, zona intermediară este zona rațională, care are emisfera stângă și emisfera dreaptă și care ne permite nouă să gândim și să exprimăm concepte chiar foarte abstracte. Iată, vorbim de neutralitatea spațiului, am mai vorbit. Vorbim de neutralitatea spațiului, este un concept care implică non-dualitatea. Dar corpul fizic nu cunoaște asta. Și atunci, iată limbajul, rațiunea și structura biopsică care ne obligă să acceptăm dualitatea până la nivel fizic. Adică, pentru a îmbrățișa oarecum. Unde o acceptăm? La nivel temporar. Pentru că știi, corpul fizic este adaptat vremurilor, vremii. Nu trebuie să știi că e dat oricum moarte. Deși noi știm și că e dat oricum moarte. E o convingere. Dar e legat de comunicarea afectivă, că aici vreau să ajung, această structură rațională. De ce este importantă și de ce am spus că ar fi chintesența? Din punctul ăsta de vedere, nu sunt, deci, aș vrea să fiu bine înțeles, m-aș bucura să fiu înțeles ca mesaj. Aș spune că mintea este calea. Exact opus a ceea ce noi spunem, și eu la rândul meu spun, că mintea ne încurcă, de acolo apar Ghizi bolile. Spiritual din noi... spun exact opusul, da? Cu altă ocazie. Ei, din această perspectivă, calea ar fi exact mintea. Spun ceva foarte nou, sunt conștient. Nu extrem de nou, pentru că în Zen, în filozofiile Zen, se mai întâlnește conceptul ăsta. De ce? Pentru că mintea oarecum ar fi inexistentă dacă o asociem cu suprafața unei ape. Ar fi ca și cum ai vrea să definești suprafața apei. Ea nu poate fi definită decât prin intersecția a cel puțin două medii, apa și aerul. Și atunci îți pui întrebarea, există mintea? Are vreo importanță suprafața apei? Și așa mă fac puțin înțeles de ce spun că mintea ar fi calea în cazul ăsta. Pentru că ea, de fapt, există doar prin intersecția dintre corp și suflet. Și atunci toate energiile noastre pot fi la un moment dat absorbite în sinele nostru și asta este yoga. Dar intermediar între relația între spirit, între suflet și corp este mintea. Este ceea ce numim minte. Iar ea nu știe să gândească decât dual, rațional. Și atunci cum facem? Ca exercițiu ne întoarcem la cel bolnav care își pune întrebări simple, ce să fac? Dar am vrut să fac explicația, să dau și această explicație pentru cei care suntem mai raționali și vrem să înțelegem puțin și aspecte tehnice. Ei, în momentul în care înțelegem mintea, aspectul mental, ca fiind o structură biosică, este desktop-ul, ecranul, monitorul calculatorului, acest monitor gândește în termeni de adevăr și fals. Și atunci, în momentul în care noi avem o suferință deja, fie că e generată din vieți anterioare, de obicei, dacă ne-am născut cu ea, e normal că am adormit cu ea. Am adormit cu ea în ultima trezire, în ultima viață și ne-am renăscut cu ea. De obicei, asta se întâmplă când până sunt suferințe cu care ne-am născut sau se manifestă la vârste mici, fragede, până în 14 ani. Dacă ea a apărut după, atunci... Pe parcursul, deci, vieții acesteia? Da, pe parcursul vieții acesteia, mai ales după vârsta de 14 ani s-a instalat. Atunci, foarte probabil, să ne fie mai ușor să conștientizăm anumite devieri de la relația noastră cu spiritul. Și unde le observăm, aici vreau să zic, tocmai cu mintea le observăm. De-aia spuneam că din punctul de minte e calea. Ne spune. Pentru că ea fiind suprafața apelor noastre. Apele pot fi emoțiile noastre. Emoțiile noastre. Relația dintre emoțiile noastre și convingerile
de natură profund spirituală, stările noastre de spirit, visele noastre, idealurile noastre, cele mai fine, generează această minte mai tulbure, mai limpede, mai liniștită. Imaginați-vă apa. N-are rost să ne luptăm în ideea există sau nu există minte, că e ca și cum ne-am luptat în ideea există sau nu există suprafața apei. Ne pierdem într-o analiză infinită, știi? Infinită. Și rămâi blocat acolo. Infinită, da. Așa este și cu calculatorul. Calculatorul este limitat, dar ne ajută. Mintea este limitată, dar ne ajută. Are funcția ei. Are funcția ei. Care? Aceea de oglindire. Și iată că m-am întors la chintesență de care spuneam pentru mine. Așa. Mintea oglindește sănătatea emoțională. Și în momentul în care îmi dau voie să-mi privesc emoțiile, atunci se realizează un feedback intern. Și am șanse mari, 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 să se reverse ca într-un feedback intern aceste emoții și în același timp să se liniștească. În momentul în care avem foarte multă apă, când am vorbit de a trecută, să dădeam exemplu de apă sub presiune care poate fi folosit în sculptură. Deci, apa simbolizează emoția. În momentul în care îmi dau voie să văd, să observ, este ca și cum am calculatorul, dar l-am și deschis. Am și ecranul deschis. Aceasta este mintea de care spuneam că e însăși calea. În momentul în care am ecranul deschis, eu observ, văd valurile, sunt valuri, nu sunt și știu care este stadiul sănătății mele sau să spun așa, ce e în subconștientul meu, ce se întâmplă în apele mele profunde. În momentul în care văd valuri, bineînțeles că pot să intru în panică, adică ce se întâmplă, posibilitățile sunt multiple. Dar pot să-mi dau seama dacă preponderent sunt condiționat negativ sau pozitiv și de asta spuneam că este chintesență însăși mintea. Dacă gândirea mea este preponderent negativă, bineînțeles că înseamnă că sunt condiționat negativ. Și atunci mă pot condiționa pozitiv. Aici mă întreb din nou dacă vrei să intrăm în detalii. Dar calea din punctul ăsta de vedere spune exact opusul a ceea ce chiar unii mentori pe care i-am avut m-au învățat. Da? Este nu aceea de a nega mintea. Și eu sunt de acord cu asta. Ci de a înțelege că mintea este intersecția, este chiar... E partenerul ființei noastre. Este ecranul, da? Reflectă. Reflectă, de fapt, ce se întâmplă în trupurile și spiritele noastre și sufletele noastre. Reflectă, de fapt, relația. Mintea reflectă relația. Bineînțeles că poate fi o minte liniștită, contemplativă. Poate fi o minte zglobie. În fiecare dintre noi, în diferite clipe ale vieții. Da. Și cum ajung să citesc, să traduc acea emoție, să o identific prin intermediul minții și să știu care emoție într-adevăr a fost cea care a generat acea boală? Mintea în sine boală. Nu are putere. Ecranul calculatorului nu are nicio putere în sine. Ok. Deci ecranul calculatorului, bineînțeles că putem să-l distrugem și nu înseamnă că se pierde memoria calculatorului. De asta toți maestrii și toți ghizii spirituali au totală dreptate când spun mintea poate fi lăsată puțin deoparte. Însă în cazul ăsta în care privim terapeutic așa, ca exercițiu pe care îl propun, ne folosim de minte ca de un ecran în care vedem limpezimea sau tulburarea emoțiilor noastre, privim în noi și devenim conștienți de, în momentul în care ne ascultăm emoțiile, de convingerile noastre, la modul că noi știm, noi suntem convinși că știm ceva anume, orice. Ne ascultăm pe noi. Și dacă noi știm și tot ce știm este negativ, este foarte firesc să mai stăm la pat. Acum, asta nu este chintesență în rezolvarea afecțiunilor. Nu asta doar identificarea e suficientă. Exact. Asta este doar... înțelegem dacă suntem într-un proces de vindecare sau nu. Pentru că a fi într-un proces de vindecare poate să implice multe etape sau puține. Plecasem de la apă și spuneam că în momentul în care privim mai multe emoții, vindecarea emoțională era ideea, noi ne permitem cu mai multă ușurință ca din acea apă să se formeze un lac liniștit și nu ne mai lăsăm biciuiți.
ne dăm voie să plutim într-o mare a emoțiilor, nu luptăm cu ele. Și atunci le permitem să se decanteze, să se așeze și devin și limpezi la un moment dat. Dar dacă am negat mintea în cazurile astea, s-ar putea să producem un efect contrariu. Deci omul fără minte e om fără minte. Și ideea nu este aceasta când vorbim de a lăsa mintea la locul ei, ci doar o lăsa la locul ei, adică mintea doar oglindește. Deci nu cred în puterea minții, decât în maniera în care puterea minții, suprafața apei are o putere extraordinară dacă sunt valuri. Da. La fel, mintea noastră are putere să roadă un munte în măsura în care este gândul sau intenția îmbrăcată de foarte multă emoție. Deci puterea, de fapt, stă în corpul emoțional, în cazul ăsta. Bun. Mintea însă ne ajută să înțelegem pe ce cale suntem. De autodistrugere sau de autovindecare. Și putem ajunge de la o vindecare ce durează mult ca și proces până la o vindecare spontană. Și putem vorbi despre asta. Da. Sunt procese de vindecare ce pot să dureze foarte mult. Bineînțeles că nu cunosc foarte multe aspecte din viață. Vorbesc din ce cunosc și din experiența pe care o am. Mică. Îmi place să spun mică, universul e vast. Dar noi ca oameni, din experiența pe care o am, observat că aceste procese le putem modifica drastic de vindecare. Înainte de a avea experiență cu alții, bineînțeles că am făcut experiență pe propria piele. Și se poate ajunge de la vindecări ce durează jumătate de an, să spun așa, la vindecări spontane. Și acolo, calculatorul acesta, mintea, este important. Poate să ne ducă până în punctul zero. Și anume, dacă reușim să facem foarte repede pace în noi și cu noi de obicei, dintr-o sumedenie de informații pe care le avem pe calculator, da? Deschidem ecranul calculatorului și vedem că acolo e plin cu foldere. Ferice de cei săraci în duh, bineînțeles. Acele foldere sunt acele duhuri care ne fragmentează, ne pot fragmenta psihoemoțional. În momentul în care noi am putea să deschidem calculatorul și să fie doar un ecran curat, câteva foldere esențiale, atunci putem cu ușurință la un moment dat să facem curat. Adică e vorba de timp, timpul de vindecare. Ajungem la un moment dat să ținem foarte puține foldere, chiar deloc. Și aceea este starea de zen absolută, foarte aproape de energia punctului zero pe care să o accesăm. Dar mă îndepărtez puțin dacă mă duc tehnic foarte mult în zona asta, nu știu cât vrei să ne ducem în zona asta, și vreau să mă întorc la planul emoțional. Dar este foarte legat, acolo dispare mintea. Că dacă niciun folder nu mai este, mintea dispare și te conectează la o energie esențială în care lumina necreată devine lumină creată și intri în existența umană. Atunci mintea dispare firesc, spontan, nu că mintea a spus minții să dispară. Acelea sunt efecte de vindecare spontană care se produc în preajma de obicei a unor maestri și ghizi spirituali care ating în ei înșiși această stare. Și se explică de ce, pe lângă sfinți, maestri, oameni deosebiți, se produceau vindecări spontane. Acum mă întorc la noi, cei care ne întrebăm, spre exemplu, într-un moment de suferință. Sigur că empatizez puțin vorbind ca să mă văd din multe puncte de vedere. Eu, acela bolnav, care când parcă nu se mai termină odată, nu știu, gripa sau răceala aceasta, am posibilitatea aceea, teoretic. Deci ca potențial putem ajunge în punctul zero și să ne vindecăm spontan. Dar vorbind un aspect potențial, util este să ne vindecăm acum, indiferent de cale. Și există și calea mai lungă prin care tot calculatorul ne-l folosim, deci tot mintea, și ea procesează programe. Și atunci nu facem decât să facem curat în calculator. Și anume,
În momentul în care vedem că avem programe de autodistrugere, care sunt viruși, dăm cancel, scoatem din calculator. Deci noi privim și vedem cum gândim față de lume, cum vedem viața, cum vedem realitatea. Și începem să ștergem orice program de autodistrugere. Dar programele astea, că spuneam la început, se pot aspira și arhiva în subconștientul nostru prin simplu fapt că tu vezi un film la televizor. Te uiți la un film și arhivezi programe subconștiente de autodistrugere negative. Și atunci vine întrebarea, ce faci cu astea? Indiferent cum le-am arhivat, ele se pot dezarhiva, de obicei în stările de pace, de liniște. Dar cel mai important este să ne focalizăm asupra percepției. Și nu să avem multe foldere, multe programe, multe exerciții, ci să avem conștiința acelei emoții pozitive sau negative. Deci, practic, orice privim, să putem trece prin filtrul emoției pozitive. Am vrut să zic pe scurt, dar ar fi impropriu să spun pe scurt asta. Doamne, cât aș vorbi în felul ăsta. Oprește-mă și să revenim puțin la întrebarea de bază, că nu știu cât am punctat chintesența, care ar fi mintea este calea, la modul că o minte tulbure sau o minte limpede sau o minte clară arată starea de sănătate emoțională. Bun, și... Puteam să o spun așa în două cuvinte. Dar e plăcut să te ascult și este important și pentru o parte din telespectatori, mai ales cei care au dorința de a înțelege mecanismul acestor procese și este foarte bine că l-ai explicat. Odată, omul care nu își pune atâtea întrebări și care nu-l interesează atât de mult, să spunem, analiza procesului, da? Da. Ci îl interesează doar obținerea rezultatului. Omul a ajuns așa, bun, sunt bolnav, e clar că am undeva ceva de lucrat asupra ființei mele. Intru și identific acele emoții, încerc să-mi dau seama de unde anume a pornit acest dezechilibru. Modul în care îmi privesc semenii, relația cu mama, cu tata, cu diverse. Da. Vezi ce anume identifici, cum ai spus tu foarte bine, între bine și rău. Da? Bun, am identificat. Asta este bun, asta este rău. Mintea a setat ce este pozitiv și constructiv și ce nu e. Acum, cum se face transmutarea energiilor și modificarea acelor emoții? Ajungem exact la esență. Da. Cum le alchimizăm și le transformăm astfel încât acele emoții să fie transformate sau neutralizate, iar eu să ajung la vindecare? Aceasta este împăcarea omului cu Dumnezeu. Aceasta este împăcarea omului cu sursa. Cu sursa din el. Este întoarcerea în punctul zero, în noi înșine. Acolo, în acea zonă, în acest spațiu în care omul și Dumnezeul lui nu sunt despărțiți. Acolo nu mai este rușine, acolo nu mai este frică, acolo este o stare de bine. Cum o facem? Cred că e mult de spus. E mult de spus. Da, și mai spun, dar pe scurt, e o stare de împăcare. Ne împăcăm cu fiecare gând pe care îl avem, pentru că fiecare gând generează și susține, sau mai bine spus, generează, tipărește un spațiu care este susținut de o emoție specifică apoi. Și fiecare gând. Și primul lucru foarte important, să ne împăcăm cu orice gând. Să ne împăcăm. Deci este o stare de împăcare. Să accepți. Și omul se întâlnește cu Dumnezeu acolo și putem aprofunda aspectul ăsta. Aș vrea să-l aprofundăm și după o scurtă pauză. Perfect. În procesul acesta de vindecare emoțională, discutam cu Mădălin că este foarte important să identifici emoțiile. La bază stau acele emoții negative pe care mintea a reușit să le identifice. Ce e bun pentru mine, ce e rău. În momentul în care omul descoperă o emoție, o trăire
necorespunzătoare, să spunem așa, cum trebuie să o abordeze, să o accepte și să nu se revolte în prima fază? Da, în prima fază. Aici este, de fapt, dezlegarea sau intrarea în starea de rezonanță, în starea de vindecare. Intrarea în rezonanță cu starea de vindecare depinde de intrarea în rezonanță cu convingerile noastre acceptate. Pentru că dacă sunt convingeri pe care noi nu le acceptăm și luptăm, de multe ori asta generează foarte multe conflicte și aspecte de fragmentare emoțională, de suferință. Deci acceptarea e primul pas. Tu stai în camera ta, în patul tău, poate că suferi acum. Îți dai voie să intri în tine și să nu mai cauți vinovați în afară, nici măcar vinovați pentru suferința ta. Accepți, iubește, ești prezent, te ajută, dacă accepți, iubești, ești prezent, te ajută mult mai mult să intri în relație cu acea sursă, că o numești Dumnezeu, că o numești sursă, că o numești lumină, lumină necreată, lumină creată. Indiferent de cum o numim fiecare. Fiecare avem o convenție proprie când ne referim la același lucru. Exact, dar ne referim la același lucru. La acea putere interioară care e a spiritului. Spiritul acela omniprezent în viață. Bun. Deci, indiferent cum ne conectăm la spirit, este esențial să ne conectăm la spirit. Ca să mergem spre o stare de vindecare. În momentul în care ne-am conectat la spirit, la viață, viața din noi, știm că viața este întotdeauna de acord cu noi. Sau dacă n-am știut, aflăm. Deci, suntem de acord. Toți terapeuții suntem de acord cu asta, nu? Viața e de acord cu tine. Dar cu tine unde? Cu tine la nivel intim. La nivelul acelor gânduri intime și convingeri pe care le ai acolo în forumul tău interior. Și, deci, după ce ai acceptat că în tine se întâmplă totul, tu acolo, când ești furios, când ești mânios, când nu te împaci cu vecinul, cu vecina, ești sincer. Devii de data asta conștient că acea furie fiind destructiv, fiind o emoție negativă, pentru că o simți, că nu vrei să trăiești o viață. Asta ar fi un exercițiu. Să te întrebi, vreau să trăiesc o viață cu starea aceea. Să te uiți în tine și să spui întrebarea, dar vreau să trăiesc o viață cu gelozia asta. O chiar. Și atunci, obligatoriu să-ți răspunzi adevărul. Dacă vrei să trăiești o viață cu o stare de neiertare, de supărare, bineînțeles că n-ai să ierți niciodată. Că cineva mă întreba, cum să iert, că nu pot să iert? Că asta e și întrebarea pe care mi-o pui practic. Exact, stabilizăm puțin ideea. Facem invers, ca la matematică, când vrem să găsim o problemă și reducem la absurd. Presupunem că e invers. Și atunci spunem, eu nu pot să iert pe vecin. Bine. Vrei să trăiești o viață cu această stare? Spui întrebare. Presupui atunci că trăiești o viață cu această stare și s-ar putea să-ți dai seama că de fapt vrei să ierți. E psihologia inversă. Psihologia inversă. Funcționează de foarte multe ori pentru că atunci îți dai seama că ești tu cu tine. Nu e nimeni în afara ta, acolo în relația ta cu divinitatea. Bun. Și am ajuns la concluzia că nu vreau să trăiesc cu acea. Ce fac mai departe? Cum transform? Știi cât este de real? Pentru că în stare de hipnoză am avut pacienți, clienți care mi-au spus că ei nu vor să mai trăiască. De fapt, acolo în starea intimă, tu dacă ești sincer cu tine, îți dai seama că atunci când te îmbolnăvești, de multe ori e o convingere puternică de supărare, de obicei, susținută. Ok. Cum faci să transformi? Dialoghezi cu tine. Tu cu tine... Îmi place să spun, mai închizi ochii din când în când. Dacă stăm tot timpul doar cu ochii fizici deschiși, noi vom percepe lumea doar dual, doar prin simțuri. Două mâini, doi ochi, două emisfere, tot e dual. În momentul în care mai închidem ochii, ne mai îndrăgostim, da? Ne mai îndrăgostim și atunci starea de îndrăgostit e acea stare inefabilă în care se îmbină lumea vizibilă cu lumea invizibilă, dialogăm cu noi înșine. Ne auzim muzica interioară, ne auzim supărările și în momentul în care le dăm atenție și te simți ascultat, renunți cu mai multă ușurință la ele. E puțin irațional, dar ca îndemn ar fi acesta. Să ne ascultăm noi pe noi. Să ne simțim ascultați. Pentru că viața chiar ne ascultă. Deci asta e partea frumoasă sau vestea bună. Viața chiar ne ascultă.
noi nu ne ascultăm pe noi înșine. Motiv pentru care gândim haotic, ne lăsăm cuprinși de emoții negative în mod spontan și firesc, pentru că nu prea ne dăm atenție, nu prea ne iubim. Și să scăpăm de acest sentiment de vinovăție, da, că am... Cum am putut, că pe urmă vine analiza, știi? Zic, vai, dar cum am putut să fiu eu atât de rău? Știi, când conștientizezi cum ai fost, ai trecut de faza în care ți-ai identificat emoția și spui, am putut eu să fac chestia asta? Și se instalează, riscă să se instaleze la unii acel sentiment de vinovăție. Vai, înseamnă că sunt un om rău. Își pune o etichetă de genul ăsta și pică, știi cum e vorba aia, din lac în buș, știi? Exact, ajunge... Trăiești apoi convingerea că ești un om rău și convingerea că ești un om rău se arhivează subconștient și te face să acționezi ca un om rău. E, aici este important să te accepți așa cum ești. Da. Să-ți permiți că acolo sus nu e nimeni care să te judece, da, și să, da, te blameze. Nu s-a găsit încă niciun Dumnezeu care să judece atât de aspru cum este prezentat. Un Dumnezeu care judecă atât de aspru prezentat de mințile noastre. Dar nu s-a găsit niciodată. Se pare că cel mai mare persecutor suntem noi înșine, noi în noi. Și apoi am întrebat pe cineva care a venit la mine odată, nu putea să se ierte și tot îmi spune. Și spun, măi, da, uite, că Dumnezeu nu-l iartă, îmi spune. Și zic, dar Dumnezeu în care crezi tu nu poate să ierte nici măcar cât tu ai putea? Adică tu poți să ierți mai mult decât Dumnezeu tău, e mai mic decât tine Dumnezeu. Deci dacă noi ca oameni am putea să ne iertăm, dubiu că Dumnezeu e mai mic decât noi, e ilogic, atunci intrăm natural în acea zonă, în această stare. Atât să ne gândim. Poate Dumnezeu să ierte mai puțin decât pot eu dacă cred în Dumnezeu? E ilogic. Ce fel de Dumnezeu ar mai fi? E un zeu mic, se merită să renunțăm la el dacă e așa. Deci dacă avem convingerea că Dumnezeu nu ne iartă, nu știu cât este de benefică această convingere, dar e destul de falsă. Pentru că Dumnezeu a inventat. Noi ne iertăm greu și asta e foarte bine. De ce? Asta e un sistem de protecție foarte, foarte în regulă. Pentru că este, iată, această minte de care spuneam, care este esențială. Noi avem minte ca ea să ne arate pe un ecran ce facem. Dar nu ca să ne chinuie. Noi o folosim, acum am ajuns să folosim mintea ca să ne chinuie. Deci mintea mi-arată mie că dacă acționez negativ în afara mea, pentru că mintea vede prin ochi, prin mâini, prin tot ce e dual, prin cele 5 simțuri, inclusiv prin papilele gustative, tot dual vede, că vede prin emisfere. Da? Deci ne primim semnale care sunt interpretate de emisfera stângă și emisfera dreaptă și atunci. Mintea mă ajută pe mine ca prin ce văd la suprafață, în exterior, să-mi rescriu creația. Cu alte cuvinte, mă ajută să fiu responsabil, dar nu să mă biciuiesc. Mă ajută și să mă biciuiesc, dar nu se merită, asta încerc să spun. Nu se merită să ne biciuim. Îmi dau seama că dacă am furat 20 de ani, eu de fapt m-am furat pe mine și mă simt după 20 de ani frustrat, fără iubire, singur și mi se pare că toată lumea se vinde și că nu există decât o vânzare. La un moment dat mă opresc. Iată la ce e bună mintea. Când dau seama că cei la exteriorul meu este și în interior și atunci nu mai fur și nu mai ucid, pentru că mi-am dat seama că pe mine mă fur și pe mine mă ucid. De asta am zis că e foarte bună mintea. Dar nu că moșul cu barbă de sus nu cred deloc în aspectul acesta al unui Dumnezeu terorist. Am discutat și am dezbătut acum foarte mult aspectul emoțiilor create de noi, care generează o anumită boală, da? Da. Emoțiile create. Dar hai să vorbim un pic și despre traumele emoționale, da, pe care nu noi le-am creat, ci au fost generate de diversi factori, fie în alte vieți, fie în viața aceasta. Da? În cazul acestor traume emoționale pe care noi le-am etichetat ca fiind periculoase pentru noi, care ne-au, da, produs suferință, cum putem acționa și cum le putem identifica? Ajungând cât mai pe calea cea mai scurtă la identitatea noastră spirituală. Noi ca identitate spirituală suntem esență luminoasă. Suntem lumină. Deci pe scurt, asta e ideea pe scurt. Apoi mai vorbim de cum concret ce am putea face. Dar e important ca esență, ca intenție,
să ajungem la identitatea noastră esențială, care este spirituală. Suntem spirite spațiale și ca traducere suntem lumină, ca traducere umană. Noi ca oameni apoi ne vedem ca lumină creată deja. Dar, deci, în esență, suntem spirite. Dacă ajungem la identitatea noastră spirituală, indiferent ce încărcătură karmică avem, o ducem cu ușurință și o și ardem cu ușurință, pentru că fiind lumină, lumina, focul, transformă, arde. Iar noi suntem entități care au acest dar divin extraordinar de transformare. Deci, indiferent de cât de gravă este situația noastră, fiecăruia dintre noi, calea, cu cât găsim calea cea mai scurtă de a ne identifica spiritual și a nu ne mai vedea ca produse, doar ca produse ale unor factori haotici, începem să ne apropiem de cauză, de acel spațiu din noi din care putem și transforma, și este spiritul. Și atunci când vorbești despre tine ca spirit, se întâmplă modificări. Da, și ajungi din nou în prima fază în care tu realizezi că în urma unei traume, să spunem că într-o viață anterioară ai fost ucis, da? Și revezi, la nivelul ăla, exact. Revii asupra acelui moment, da? Și reformulezi și reetichetezi situația, și nu? Schimb percepția și din punctul ăsta de vedere schimbi trecutul. Știi că se spune că trecutul se schimbă. La nivelul ăsta se schimbă. La nivelul ăsta se schimbă și trecutul și viitorul. Și de fapt tot ce există e doar prezența, prezentul. Și atunci omniprezența, omul în prezent, e tot ce există din punctul ăsta de vedere. Și iată, așa se schimbă și trecutul. Pentru cei care vor să aprofundeze, că să nu facem prea tehnic dialogul nostru, este Nassim Haramei care explică în detaliu și el la fel confirmă că se schimbă trecutul. De fapt, percepția noastră prezentă este cea care ghidează viața noastră. Și la ajungi la concluzia că tot de tine depinde, chiar dacă în trauma respectivă sunt implicate și alte persoane sau au fost evenimente care au dus la un fenomen de masă, da? Tot de tine depinde de percepția ta asupra celui... ca cel care privește. Și cel care privește este acel spațiu neutru al luminii în care tu ești și ca inspirație și ca expirație și în care tu te experimentezi. Dar este minunat să avem această experiență, nu doar să o teoretizăm. Bineînțeles că fără să o teoretizăm, iată de ce spun, mintea e ca suprafața apei. Noi am mers pe suprafața apei. În experiența noastră fiecare, experimentăm apa în profunzimi sau în suprafață. Ca un exercițiu prin care să reușim să experimentăm, să intrăm în profunzimea acelor emoții. Ne poți sugera? Da, sugerez exercițiul oglinzilor. Bun. Să trăim când vrem o parte din zi, cât mai mult, ca și cum acesta ar fi un adevăr. Îl luăm ca o axiomă. Noi nu știm dacă ce e în noi și în afara noastră. Nu știm. Și luăm ca axiomă și atunci vrem să vedem dacă ce e în mine se reflectă în afara mea. Și exercițiul pe care îl propun este acela de a căuta să schimbăm în noi ce vrem să schimbăm în afara noastră. La mine funcționează întotdeauna, fără nicio excepție. Adică, atunci când întâlnești o persoană mai puțin plăcută, zici, wow, asta este în mine, da? Da. Și? Și ai posibilitatea, chiar și în anumite momente în care anumite lucruri nu-ți plac, să nu le opui imediat rezistența, acolo să consumă foarte multă energie, pentru că există o lege a cosmosului în care totul se umple, nu există spațiu gol. Și atunci dai atenție exact lucrurilor care nu-ți plac de obicei. Și ai putea da atenție 700 de vieți până când ființa aceea ajunge cum îți place și dai toată energia ta. E parte din tine. Dar există și posibilitatea să mai faci stânga, dreapta în viața ta, că avem libertate. Dar fără să mai pretindem de la mediu. Cu alte cuvinte, nu-mi place că nu sunt suficiente tomberoane în oraș. Mă interiorizez mai mult și fac mai multă curățenie în casa mea, în curtea mea, în garderoba mea și așa mai departe. Deci, nu mai apelez la pretenții. Dacă apelăm la pretenții, oricum se realizează echilibru. Doar că dacă stai să opui rezistență, s-ar putea să trebuiască 700 de vieți până ajungi entitatea aceea, prin atenția pe care o dai, să ajungă la fel de cum îți place. Să-l manipulezi, să reușești să-l manipulezi pe ăla, până la urmă, să pună tomberoane. Este o cale ineficientă, din punctul meu de vedere. Exact. Și atunci, ce propun este să renunțăm la rezistențele cu mediul,
exterior și să ne asumăm transformarea din interior. Interior, apoi în camera noastră, în casa noastră. Și iar ne întoarcem cât mai este foarte bun acest exercițiu al oglinzilor și încă o dată precizăm, decât să-ți pierzi timpul încercând să-l transformi pe ăla care nu-ți place să fie așa cum vrei tu sau să sar la gâtul lui că și aici intri pe urmă într-un conflict și pierdere de energie și timp, atunci mai bine lucrezi asupra ființei tale și zici, oh, omul ăsta îmi reflectă poate nu chiar la nivelul pe care îl văd eu în afară, că de obicei în afară ți apare doar tu-i prinde și tu, știi? Poate e la un nivel mai micuț, știi? Să fim mai blânzi cu noi. Să fim blânzi cu noi, da, întotdeauna. Aș vrea să mai spun un exercițiu în care cred foarte mult și pe care îl practic foarte mult. Să ne descoperim muzica interioară, vocea interioară, să ne o ascultăm și să avem foarte mult încredere, să intrăm într-o stare de armonie noi cu noi înșine. Și este foarte eficient pentru tot ce ni se întâmplă apoi în viață. Cum este muzica asta interioară? Dă-ne câteva indicii. Pentru că știu despre ce vrei să vorbești, dar vreau să și verbalizăm, să spunem, să comunicăm. Viața este, se pare, un flux, o curgere continuă. Și curgerea diferă de la individ la individ, deci de la unicitate la unicitate, diferă de tipar. Deci fiecare dintre noi are un tipar specific. Felul în care curge viața, practic viața noastră, noi suntem aceea, acel fel, acel tipar. La un moment dat ajungem să ne asumăm și să ne îmbrățișăm tot ce ne place în viață. Muzică și la propriu, la un moment dat putem pleca de la melodii care ne plac, dar cu care să te identifici. Ulterior, chiar muzical, se pot auzi în noi anumite sunete, un anumit murmur. Când intri în starea meditativă, se poate întâmpla acest lucru foarte ușor. Foarte ușor. Și intrarea în această rezonanță muzicală produce vindecări emoționale spontane de multe ori. Și doar că îți dai voie tu să-ți auzi muzica, să dansezi. Putem să o facem și ascultând muzica specifică, muzica ce ne place nouă. Că dacă este o muzică care ne amplifică procese de autodistrugere, ne vom distruge o vreme până când ne dăm seama. Dar este o cale, aceea de a ne asuma muzica. Există muzică, în ghilimele, e mai mult zgomot, există zgomot, zgomotul este opusul muzicii. Dar e o parte din noi. Primul pas este să-l conștientizăm, să vedem că e zgomot. Și îți dai seama că ceva în tine vibrează necorespunzător plăcerilor tale. Și dacă îi dai atenție, acel urlet, se transformă într-o voce coerentă. Și când s-a transformat într-o voce coerentă, atunci tu cu tine ești una. Nu mai este diferența între tu din afara ta și tu din lăuntru tău. Și un alt avantaj al acestui exercițiu, ascultându-ți muzica interioară, este acela că este o altă cale de a-ți auzi ușor maestrul tău interior, vocea sufletului tău, spiritului tău, cel care deține cunoașterea sursei și de acolo îți extragi toate aceste informații utile și amintiri a ceea ce ești. Este important să descoperim că prin fiecare tehnică cu care venim în contact avem posibilitatea să găsim o variantă, o metodă cu care să rezonăm și în felul acesta să putem evolua, să ne putem autovindeca. Important este să pornești pe toate palierele. Deci când vorbim de vindecare, vorbim de toate aspectele, fizic, mental, emoțional și spiritual. Abordarea, eu mereu o spun, este una unitară. Pornesc atât, oblojesc și la nivel fizic, văd ce pot, sunt inspirat, ascult acea intuiție, acea voce a sufletului care mă direcționează către persoane, către cabinete, către absolut orice, da, care să vină clar cu un suport susținut la nivel fizic. Apoi, mental, găsesc metodele prin care reușesc să-mi antrenez mintea, gândurile mele, să le disciplinez și să le dau o direcție care poate alchimiza și transforma, transmuta acele
emoții, din câmpul emoțional, da? Acele emoții, sentimente ulterior, da? Așa cum ai spus, că întâi apar emoțiile. Pentru mine sunt emoții și apoi sentimente, apoi stări de spirit supraconștiente. Sau și când ajungi să pornești pe toate aceste paliere, vindecarea s-a și realizat. Foarte, foarte frumos. Și dacă am vrea să esențializăm și mai mult, că probabil că ne apropiem de final, așa, da, putem vorbi mult. Renunțarea la supărare. Indiferent cât de bolnavi am fi, da? Dacă ne aflăm într-o perioadă în care ne-am agățat și ne-am dereglat puțin protecția sau moștenim o karmă pe care a venit să se întâlnească cu noi, un aspect karmic, un program, a venit să se întâlnească cu noi în realitate, ceea ce numim realitate. Renunțarea la orice supărare este o cheie rapidă care deschide toate ușile spre vindecare. Depășirea acelei faze negative, emoționale. Deci, ca să fiu cât mai succint, că de abstract sunt în general. Deci, dacă putem în momentele grele din viața noastră să renunțăm la supărări, practic mergem pe calea cea mai scurtă, cred. Și cum reușește o persoană? De obicei, atunci când ești doborât, simți ești împovărat, parcă totul se sfârșește în jurul tău, totul devine cenușiu, nu întrezărești o cale de scăpare, de ieșire din acea situație. Da. Cum faci să... Cum faci să găsești acea rază de lumină de care să te agăți? De unde pornești? Haideți să ne imaginăm fiecare că suntem într-o stare, da? Da, nu foarte mult să ne imaginăm, dar într-o stare în care... Neplăcută. În această stare neplăcută, întotdeauna îți rămâne cel puțin suflu. Respirația, da? Suntem un suflu viu. Întotdeauna suntem un suflu viu. Cât timp putem vorbi, suntem un suflu. Primul lucru pe care îl recomand să-l facem în stări neplăcute este să ne amintim că noi suntem acel suflu în primul rând, deci acela nu ne-a părăsit. Și amprentăm continuu acest suflu cu stările noastre. De asta spun că renunțarea la supărare o putem accesa dacă noi nu ne mai identificăm doar cu programul în sine, negativ, pozitiv, ci ne simțim suflu, adică acel aer care intră și iese. Și atunci accesăm un feng shui interior și suflu, vântul, că e apă și vânt, pe care îl inspirăm, devine acel vânt vindecător care ce face? Generează noi programe în apa, care suntem majoritar apă. 70% apă. Iar în creier și mai mult. Deci iată cum se amprentează creierul, care e majoritar lichid, prin suflu. Prin fiecare inspirație, în funcție de starea de spirit cu care rezonăm, ceea ce suntem noi, cu ce ne identificăm, se amprentează și se formează în noi sinapse neuronale care apoi generează sănătatea. Și ce mentalizezi, ce vizualizezi pe acel suflu? În primul rând, primul suflu e de conștientizare. Că îți conștientizezi starea de spirit. Primul pas pe acea inspirație, pe acel suflu, pe acel inspir, este de diagnosticare. Că îți dai seama că ești supărat. Și simplu fapt că ai conștientizat te face ca la al doilea să renunți la un pic de supărare. Și la al treilea s-ar putea să renunți la mai multă supărare, să înceapă să-ți placă să stai în cutiuța aceea interioară în care după aia nu o să poți sta în cutie, că și ăla ar fi schimbul. Dar e un artificiu, doar momentan. E un artificiu. Tu îți conștientizezi identitatea, că de fapt identitatea noastră este una spirituală. Și de-aia m-am luat de suflu. Suntem suflete, pleacă de suflu. Și am legat și de acest feng shui, că de obicei și feng shui facem în casă la exterior să fie frumos. Dar feng shui, apă și vânt, suntem noi în primul rând. Suntem suflu? Ne putem noi opri la voință respirația mai mult de câteva minute? Nu, că suflul se manifestă irațional. Noi inspirăm, de fapt, acel spațiu deci de suntem, care vorbești exact, tu. Exact. Noi suntem apă și vânt. Feng shui, maestrii feng shui aveau cunoștințe ezoterice profunde. Abia după ce te cunoști interior, poți să înțelegi feng shui exterior. Ca apă și vânt și ca onduiri. Pentru că suflul, dacă este mlădios și acea muzică de care vorbeam, bineînțeles că din punct de vedere al manifestării în feng shui nu este colțuros. Dar mai întâi maestrii au cunoscut asta în ei.
Și au dat seama că ei amprentează continuu acest spațiu neutru în care sunt apă și vânt în cazul ăsta. Și acum, aducând discuția despre maestri, mai devreme ai spus un lucru pe care vreau acum să-l punctăm încă o dată. Ai spus că prin minte reușim să identificăm emoțiile. Vreau să te întreb un lucru. Ce te faci atunci când persoana respectivă este dezechilibrată din punct de vedere mental și nu poate, deci nu are discernământul de a identifica și de a face acea analiză, acea capabilitate de a identifica emoțiile? Asta e o întrebare și un răspuns foarte important, mai ales pentru cei care sunt terapeuți, pentru că nu oricine, sau pentru cei care au în familie pe cineva. Dar și în procesul de autovindecare, că sunt dezechilibre și dezechilibre. Sentimentul iubirii este un sentiment. Nu este la fel pentru toată lumea. Dar este important așa cum este pentru fiecare. Ca și conștiința, deci iubirea aceea absolută despre care vorbim, e mai mult decât un sentiment, clar. Că implică și stări de spirit, și emoții, și sentimente, implică tot. Dar ce propun este sentimentul iubirii. Deci noi, dacă vrem să ajutăm pe cineva, obligatoriu mai întâi ne ajutăm pe noi. Fiind tu iubire, emani acea iubire. Și aș spune nu fiind, ființând această stare. Ființând această stare, practic te ajuți pe tine în rezonanță, cel din afara ta, pentru că așa nu intrăm nici măcar într-un tipar de salvator care nouă ne este, e riscant pentru noi ca terapeuți. Să fim salvați. Și în felul ăsta propun asta, să ființăm cât mai multă stare de vindecare. Stare care pentru mine, vindecare emoțională în cazul ăsta, este opusul supărării. Deci ființând cât mai mult starea de sentiment al iubirii, de îndrăgostit eventual, ajuți natural pe cel de lângă tine, pentru că ești și inspirat și el se simte înțeles, nu judecat, pentru că tu nu știi care este, ce este bine și rău într-o stare de iubire. Tu știi doar să-l iubești. Să-l îmbrățișezi. Să-l îmbrățișezi. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare și abia aștept să ne revedem cu alte ocazii și când timpul tău îți permite. Iar dumneavoastră vă transmitem bună seara și o seară minunată. Amintește-ți cine ești și astfel lumea este schimbată.